Nici nu am așteptat să fie într-atât de bine. Mai tare m-am speriat când ne ridicam primele câteva secunde, după care am avut emoții foarte, foarte pozitive. Orașul de sus e foarte frumos și sunt unele momente care nici nu știam că sunt pe la noi, prin Moldova, prin Chișinău, care am reușit să le văd.